Sunt onoros și bucuros că fac parte dintr-o generație care are privilegiul de a fi martoră la aniversarea centenarului Universității Cluj, cel mai vechi club universitar din România, club înființat la mai puțin de un an, de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Dragostea mea față de Universitatea Cluj a început la mijlocul anilor 80, imediat ce m-am mutat la Cluj, și a început cu sporturile de sală care erau în vogă în acei ani. Era perioada când basketbalistele câștigau trofeu după trofeu, U fiind cu cele 14 titluri naționale câștigate, cea mai titrată echipă de basket feminin din România. Apoi a fost echipa de basket masculină a Universității Cluj, prima echipă din provincie care a întrerupt supremația bucureștenilor de la Dinamo și Steaua, care au dominat aproape o jumătate de secol campionatul național. A mai fost și echipa de volei Ardaf, cu o supremație scurtă de numai 2 ani, dar poate cea mai clară din istoria voleiului masculin din România. De echipa de fotbal m-am atașat mai târziu, pe la începuturile anilor 2000, ani grei, cu echipa încercând să revină pe prima scenă a fotbalului românesc. Deoarece ca fotojurnalist am primit ca sarcină de serviciu să mă ocup de echipa de fotbal, m-am atașat și mai mult de acest club, de culori și de tradiția universității. Așa am început să-i cunosc istoria, citind frumoasele povești despre generațiile de fotbaliști care s-au perândat la Universitatea Cluj de-a lungul anilor. Mergând aproape zilnic la antrenamente și la mai toate meciurile de la final de săptămână, nu ai cum să nu te atașezi de U Cluj. Dintre amintirile care mă leagă de U Cluj, păi nu ai cum să uiți atmosfera din sala sporturilor Horia Demian, când echipele de basket și volei jucau cu sala arhiplină și alte câteva sute așteptând pe platoul din fața sălii, sperând la un bilet în plus. Meciuri precum cele ale basketbalistelor cu Primigiu Vicenza din Cupa Campionilor Europeni se văd odată în viață. Sau bucuria și atmosfera trăită în sala Horia Demian cu titlurile cucerite de basketbaliști la începuturile și mijlocul anilor 90. Mai aproape de zilele noastre mi-au rămas în amintire atmosfera de la meciurile echipei de handbal feminin Ujolidon în Liga Campionilor, Cupa UHF, dar și dezamăgirea ratării Cupei Challenge de acum 12 ani. Aș vrea să închei cu câteva gânduri de viitor. Cred că e timpul ca încă de primii ani ai celui de-al doilea centenar de viață, U Cluj să fie mai mult decât o echipă a elanilor nestăvilite. Mi-aș dori tare mult să văd mai multe trofee în vitrina clubului. Sigur, de-a lungul celor 100 de ani de istorie, Universitatea Cluj stă chiar onorabil la capitolul trofee câștigate. Este pe primul loc într-un top al cluburilor studențești din România care au un palmares titluri naționale la sportul de echipă, dar este foarte departe de cluburile bucureștene, Steaua și Dinamo sau Rapid. Cu 25 de titluri naționale cucerite, 14 la basket feminin, 5 la basket masculin, 4 la polo, câte unul la hockey și volei masculin, Universitatea le devansează pe Poli Timișoara, Știința Bacău, Universitatea Craiova, Sportul Studențesc, București, să le numim doar pe cele clasate în primele 5 cluburi universitare din România. Așa că sper ca într-un viitor nu foarte îndepărtat să văd echipe ale Universității Cluj campioane și la fotbal, la handbal, la rugby ori volei feminin. Și mi-aș dori foarte mult să fiu martor la aceste succese. La mulți ani Universitatea Cluj, sunt sigur că U Cluj va dăni mulți ani de acum încolo și va fi un club mai puternic. Haide U! Thank you.